Sunt curioasă dacă o să-mi iasă piramidă. Oare ce culoare să folosesc acum? Albastru e aici, deci nu pun deasupra albastru, ci galben. Am ajuns deja în vârf? Continui așa. Gata, așa e perfect. Gașcă, veniți! Am o super idee de challenge! Mică, mare, ce s-a pune, Mara? Ce s-a întâmplat? Ce challenge? Am auzit ceva de challenge. Uitați ce am aici. Tati, pentru că tu ești îmbrăcat în albastru, vei primi scociul albastru. Albastru? Da. Și ce vrei să fac cu el? Să nu spui că mă pui la treabă? Nu, tati, te vei distra. Bun, și celălalt? Și mai e unul de la bază. Pe toate le-ai luat? Fiecare veți primi același număr de scociuri. Eu le iau. Și când ne spui ce avem de făcut cu ele? Iau și eu unul? Nu, sunt ale mele. Nu așa a spus Mara? Simțul proprietății, ce să zic? Nu, Mara, nu simțul proprietate. Mie ce-mi dai? Dar și eu am albastru, crezi că îmi dai și mie albastru. Ce albastru, mami? Uite aici, blue jeans, blugi. Blue, de la albastru, blue. Nu, mami, tu vei lua culoarea verde, deoarece ai tricou verde. Aha! Mulțumesc, să înțeleg că Teo ia galben, iar tu vei împărți roșul cu Briana? Nu, eu nu o să mă joc. O să vedeți voi ce se întâmple. Joc? E un joc, eu sunt personajul principal. Poftim, Teo. Galben, yay! Roșu, tu ar egal fragil. Poftim, Bri, roșu. Ce să fac oare cu ele? Să mi le pun în cap? Puneți-le pe mână momentan ca să vă le scap. Eu gata știu, trebuie să ducem piramida de scociuri cât mai mult timp. Mă rog, nu știu dacă e corect zis scociuri, de suluri de scoci sau cum să le zicem. Scoci, mami, sau cel mult banda adezivă de diferite culori. La mine e albastru. La mine e verde. Și să vă spun ce cred eu despre jocul acesta. Eu cred că Mara ne va pune să ținem aceste scociuri în echilibru. Ori pe cap. Wow! Fugiți de lângă mine, dacă vor cădea, vă veți accidenta. Ori pe mână. Sau poate pe burtică. Nu asta! Teo, pune-le! Acum. Așa se face, Bri. Pune pe burtă. Pe burtică. Wow! Hai, Teo, să te vedem. Cât reziști? 1, 2, 3. V-am zis eu la o parte, sunt destul de grele. S-o credeți voi că o să fie așa de simplu? Ce vrei să zici cu asta? Ai ceva mai greu pentru noi? Normal că ceva mai greu. Sunt un robot și produc scoci. Mami, încetează cu roboții tăi. Mara, spune-ne, despre ce e vorba? Ce-ai pregătit? Hai să vezi despre ce este vorba. Hai. Mă faci, Mara! Mă prind în scoci! Mă faci! Mă faci! Baba Marba? Ce e asta? Prizonier? Mă duc la închisoare? Sau la spitalul de nebuni în cămașa de forță? Wow, am văzut am multe filme! Nu vreau să terminăm filmele! Legatul acesta nu e un film, este un joc. Un joc? Da, v-ați ascuns la scoci. Deja a început. Timp de 60 de minute va trebui să vă ascundeți în toată casa, iar eu apoi să vă găsesc în 20 de minute pe toți. Poftim? 60 de minute? Ce e așa de dificil să ne ascundem când ne trebuie 60 de minute? Și gata. Voi trebuie să vă camuflați. Nu să vă ascundeți, de exemplu, în dulap așa. Dar puteți să puneți scoci ca să mă induceți în eroare. Adică punem scoci în cadă. Dar noi nu suntem înăuntru. Putem să punem așa ca să o ducem în eroare. Eu mă gândeam că vrei să punem scoci pe dulap după ce ne ascundem în dulap. Era cam greu. Sau poate să-l pună altcineva pentru noi. Da, puteți încerca și asta. Dar cu cât vă ascundeți mai bine, cu atât vă voi găsi mai greu. Deci să înțelegem că trebuie să facem ascunzători fake care să te inducă pe tine în eroare.
Și tu să ne tot cauți, să ne tot cauți. Și dacă trec cele 20 de minute și tu nu ne-ai găsit pe toți, cei care au rămas de găsit sunt câștigători. Abia aștept să câștig jocul ăsta. Ba nu, eu voi câștiga! Ba nu, eu! Dacă sunteți de acord cu ideea mare de challenge, haideți să veniți cu un mare like pentru susținere! Multe like-uri! Așa va trebui să faci și tu când ne găsești. Numai că să înțeleg, au fiecare se ascunde în culoarea pe care o are, nu? Exact! Briana poate să se ascundă oriunde vrea, pentru că e mică și încape oriunde. Am auzit! Eu pot să-mi ia singur noi! Au! Au! Și cam atâta scoci când să vom o joacă. Sunt așa... Puteți să-l pune sub ca să mă induceți în eroare, încă e destul de lipită. Bună idee! Numai că nimeni n-are alb, așa că... Îl colorați voi! Da, da! Nu trebuie să pierdem timpul cu asta, avem doar 60 de minute la dispoziție, așa că să ducem challenge-ul la bun sfârșit și să vedem cine va câștiga proba. Așa că brainstorming între noi, Mara, du-te la o parte, veniți să ne alegem fiecare locul de ascunzătoare. Eu deja știu. Și eu. Și eu să mă ascund undeva unde nu o să mă găsească Mara deloc. Fiți atenți. Eu vreau să mă ascund în baie la noi. Iar eu vreau să mă ascund aici, în dressing. Eu o să mă ascund în baia mică, adică aici. Briana, Briana, am o idee. E mult scoci aici, aici. Eu mă duc să-mi iau scociul, pentru că nu l-am luat. Și eu abia aștept să mă ascund. Voi vedea eu în baie care e locul cel mai potrivit. Fetelor, noi ar trebui să fim o echipă, să ne ajutăm unii pe ceilalți, să ne ascundem astfel încât să nu ne găsească. Eu vreau la garaj. Mă ajutați? Vreau să fiu lipit de perete. Mai bine spus, suspendat de perete. Oh, bine, atunci să începem. Eu cred că la garaj nu o să te găsească niciodată. Sigur tu vei câștiga proba. Așa e. Da, da, nu se știe niciodată. Totul depinde și de voi. Dacă aveți idei mai bune, trebuie să le puneți în practică. Haide, Briana, tu ești prima. Să începem. Să o ajutăm pe Bri. Eu pe acesta am început. Hai, hai să vedem. Așa. Păi ne întoarcem așa, nu? Briana, dă-mi și eu un scot să te ascult. Și eu ajut pe Bri. Vine măsor și... E mai simplu așa. O vom duce în eroare pe Mara, pentru că nu știe unde se ascunde Bri. Mai multă muncă, mai puțină vorbă. Suntem patru de ascuns și cine rămâne ultimul va fi greu de... Grăbiți-vă! Timpul se scurge! Avem doar 60 de minute la dispoziție. Să vă ajut? Și vreau să pun și pe o chiuvetă. Să creadă că Bri atât de mică încât a căpat o chiuvetă. E deja m-am băgat. Pentru că nu vreau să fie tot așa și după să nu mai pot să intru. Dar tu chiar vrei să te ascunzi aici? Da. Eu vreau să fac capcane pentru Mara. Și tu să te ascunzi după ușă undeva. Și trebuie să mai pune mai multe straturi. Pentru că nu vreau să se vadă nimic. Ia uitați, mami, se vede. Nu cred că mă văd. Un pic te vezi. Ia închide lumina. Dacă se închide lumina, o să fim perfecte. Lasă că fac eu să nu te mai vezi. Să continui, repede. Că și eu vreau să mă ascund. Mami, tu văd că nu mă descurc. Haide să încercăm cu acest dispozitiv să tăiem. Să reușim să facem cât mai repede ascunzătorile. Tati, dar nu ai adus niște pisuri, ceva să tăiem aici? Încearcă cu ăsta. Ok. Eu mai am un bic. Tati, dar ne trebuie roșu aici. Păi schimbăm un scociul. Încearcă să stea roșul. Tati, dă-mi! Ups, continui cum am făcut. Pun și pe chiuvetă. Am o idee, o să las indicii. Fac o săgeată. O săgeată aici.
și vârful. Taram! O să creadă că e aici sau în chiuvetă, dar ea va fi cu totul altă parte. Hai, mai, hai, că vreau să fac și eu cu scociul. Acum îți dau. Eu sunt gata. Mă duc să mai fac altundeva. Uite, hai, uite, vei. Mai fac în chiuvetă. Hai, așa? Super! Și ca să fie locul perfect, eu aici mă ascund. Hai, că pun eu scoci. Va fi foarte interesant. Am terminat. Oare mai au mult? Au trecut deja 15 minute. Pio, acum e rândul tău. Unde te ascunzi? M-am răzgândit. Mă duc la mine în dressing. Hai să vedem, e mai mare. Avem mai mult de ascuns acolo. Deci vom scoți galbene. Am ieșit și eu. Nu poți să ieși de acolo ușor și să intri la loc. Hai. Așteptați-mă, fetelor. Vă ajut și eu. Te așteptăm, dar vino. Wow. Câte avem aici de ascuns și de camuflat? O grămadă. Teo, hai să mutăm hainele de aici și de aici ca să putem pune scociul și să spunem că te ascunzi aici. Ok, mami. Vă ajut și eu. Repede. Ia să vedem. Avem scociul. Începem dintr-o parte. Una. Jos. O voi păcări așa. Nu știu ce face Briana. Vă duc eu. Ups, am trecut la altul. Pun și eu. Așa. Merge mai repede. Și totuși, Teo, unde te-ai gândit să te ascunzi? Încă nu m-am gândit. Trebuie să aibă legătură cu scociul. Nu te poți ascunde fără să te lipești. Da. Astea sunt regulile mari. Mai aveți, mai aveți. Timpul trece, timpul trece. A trecut aproape jumătate de oră și nu văd că ați terminat. Ce gânduri aveți? Unde mai puneți scoci? Ce jumătate de oră? Cât de repede trece timpul? Și trebuie să mă ascund și eu. Trebuie să te ascunzi și tu. Ah, nu știu ce să facem. Știu, eu îl ajut pe tati. Sau, dacă poate și Teo să se scoate de undeva, îl ajutăm noi. Sau mami, dacă poate să se scoate. Noi îl ajutăm și ne băgăm la loc. Hai, Teo, mai ai? Găsește-ți ascunzătoarea. Dacă aș putea să mă urc acolo. Păi, hai că te ajut eu. Dau totul jos și încep să pun scoci. În jos. Vedem ce iese. Acolo cred că nu te va găsi, dar mai bine lași obiectele ca să te ascunzi în spatele lor și să pui mai puțin scoci. Da. Te ajut eu, Teo. Îți pregătesc terenul, dar trebuie să urci și tu. Vin acum. Termin eu aici. Hai, Teo. Va fi foarte amuzant și distractiv. Abia aștept să o văd pe Mara căutând. Hai, Teo, hai. Poți, Teo? Urcă-te ca pe scară, rafturile sunt perfecte. Si. Gata. Ne mai trebuie o pătură. Dar Mara să nu știe că este acolo. O pătură? Oricum punem scoci. O să vezi imediat cum o să punem scociul. Am adus pătura. Teo, ține. Hop. Și pune totul strat. Pe o linie. Pentru că tot e galben. Facem săgeata așa. Și săgeata va fi de fapt pe ea. De aici până aici. Fac un X. Ce săgeată. Fă o săgeată. Facem și săgeata după. Și e perfect așa. Camuflajul ideal. E perfect. Nu pot să cred, Mara nu va ști că e acolo. Va crede că e doar un camuflaj dacă Teo nu se va mișca. Știu, mai facem un X din acesta și aici. Să caute mai mult. Păi tot eu îl fac. Dați-vă la o parte. Ieșiți afară. Hai. Rândul meu acum. Ha. Ia privit. Încep de aici și mă duc până în colț. Și încep de aici și mă duc până acolo jos. Ce zici? E bine așa? E perfect. Acum cine urmează? Eu, tati! Sau chiar tu! Să mergem să căutăm ascunzătorile noastre! Să mergem la tine, tati! Hai, ai zis în beci! Am zis la garaj, mami! Ai uitat? Păi da, și garajul e în beci! Hai! Acolo o să am nevoie de comunicare, așa că o stație la voi... Poftim? Pentru ce trebuie stație? Păi vreau să văd cum vă mișcați pe sus, cum vă prinde...
ca eu să știu când ajunge la mine Mara. Poate te prinde pe tine primul, n-ai de unde să știi. Mai vedem noi, hai să mă prins. Trebuie să pornesc această stație? Tati, tati! Hei, tati, unde e? Gata, să vezi. Coboară. Să cobor? Coboară acum. Aici e locul perfect. Mami, hai să mă prins de aici de perete. Mai repede! Acum, acum! Stai că nu te văd! Aici sunt! Ce cauți aici? Chiar nebuna ascunzătoarea asta! Ține stația! Și hai, prinde-mă de perete! Te pune mâna acolo, nu? Da, eu voi câștiga! Într-adevăr, cea mai bună ascunzătoare aici! Pentru că nu o să te caute în veci! Iar prins de perete, ești mai și! Hai, mai grăbește-te, grăbește-te! Mă grăbesc, mă grăbesc! Roger, Roger, ești bine? Mă duc să mă ascund și eu! Vă rămâne în baie de mătia, să stai cu minte acolo legat de zid! Bine, te-am lăsat, am treabă. Oh, scociul meu, pe unde e? A venit să te ajut, mami, cu scociurile. La tine erau, ce bine! Hai, am un plan. Voi masca o gaură de chiuvetă, o chiuvetă, cada, uscătorul, mașina. Unde să mă... Și eu mă voi ascunde în spatele mesei de călcat. Cum, aici? Eu am multe de făcut. Voi pregăti și o capcană. Voi sigila storcătorul, mașina, dulapurile, tot să caute peste tot. Inclusiv pe cadă pun. Și pe vețeu. Și pe vedeu. Peste tot. Să începem. Ajut. Hai să vedem. Să le prind pe toate. Să nu poată deschide nimic. Eu unde să fac? Tu sigilează videoul. Eu fac vețeul. Și încă o dată. Aici? Mai desfăl dacă mai poți. Lasă așa, mami, nu-i nimic. E interesant. Să mai pun una. Pun eu, ca o stea. Mai avem un pic. Și... Sigur n-ai cum să... Da, dar va fi obligată să piardă timpul să caute. Ok, Teo, așa facem. Să inducem în eroare. Dar tu crezi că ea va bănui că eu sunt în chiuvetă? Nu ca. Măcar o să fac să piardă timp. Da, așa e, are doar 20 de minute la dispoziție să ne găsească pe toți patru. Eu sunt aproape gata. Și cadă, și cadă, Teo. Imediat. Eu o voi împiedica să intre în casă. Da, da, vezi să-mi te împiedici pe tine să ieși din cameră. Tu trebuie să ajungi la ascunzătoarea ta. Așa e. Aș mai trage una. Chiar două. Chiar trei, patru. Wow, cum se pune acolo? Eu pun aici. Mi-au zis să plec din birou de la tati, pentru că vor să se ascundă poate pe acolo. Auzi că la mine nu se ascund. Deci e sigur că aici nu-i cau. Mai ia aproape jumătate de oră. Încep să mă gândesc unde se pot ascunde. Ce interesant! Trebuie să blocăm și ușile acelea. Mai pun una. Eu sigilez mașinile. Bravo, Teo, bravo, te descurci bine. O idee super, dă-mi și mie farfecul. Da, e, mama. Wow, Teo! Deja mă simt eu blocat aici. Și ce ai? E foarte interesant și o să mă amuz când o să ne caute. Am o idee! N-ai făcut cada, dar eu voi face coșurile de rufe. Va crede că sunt acolo acoperită cu o pătură. Complicat cu scociul. Și așa, până aici și celălalt coș va avea de lucru. Mai să nu mă vad aici în spatele mesei de călcat. Hai, încă un coș. Teo, cada! Acum! E destul de dificil, dar mă descurc. Părul meu!
Mama mia, Teo! Ce-ai făcut aici? Eu tot am terminat. Tu faci cada, dar mă și ajut să mă lipesc de masa de călcat. Imediat, mami, imediat! Și am o idee. Îmi voi pune un prosop în cap să nu mi se vadă părul. Mi dai tu de acolo? Acum, mami. Wow, mă simt ca într-un joc cu lasere. Și eu, dar pentru ăsta l-am făcut. Au! Ce-am făcut cu scociurile? Am venit înapoi în camera mea și biroul meu arată așa. S-au machiat? Eu le-am zis să folosesc scociul, nu machiajul să se ascundă. Oricum voi avea indicii după scociurile colorate. E o idee bună cu prosopul. Când mă voi înfășura în scoci, nu mi se va prinde părul. Ha, ha, că vede de mara, că și ea are părul lung. Să-l punem în spada. Așa oare sau se va prinde că e un om? Nu cred, mami. E bună deghizarea ta, mami. Hai să mă ajut cu masa. Stau un pic mai jos până reușesc să prind ceva. L-am întors. Nu e bine. Mă leg de masă, Teo. De la mine. Ia, pape, de doar partea cealaltă a mesei. Strânge cât cu... Gata, gata, oprește-te, e de aceeași culoare. Și merge. Cum arăt? Mi-ai prins bine capul. Mă camuflez perfect? Da, dar stai mai aproape în colț aici. Aici stau, aproape de perete. Ce fain! Sunt o masă de călcat veritabilă! Aici se vede tot. Stau așa. Așa e mai bine, pentru că nu o să umple. Și e atâta scoci în jur încât nu o să-l observe pe cel de pe masă de călcat. Da, mami, dar cada! Poftim rulat! Mă duc să-i caut. Dar oare de unde să încep? Îmi trebuie sistem de protecție. Nu pot să umblu cu mâinile goale prin scoci. Mănuși, sunt bune, perfecte. Să căutăm și o cască. Aceasta este ideală. Mă va feri de tot ce este prin jurul meu. Să pornim. Să puși asta. Wow, ce ai făcut, Teo, și pe cadă! Mulțumesc pentru ajutor, dar timpul se scurge! Du-te repede la scuzătoare, atacă, mara, acum pornește cu căutatul! Au trecut 59 de minute! Mai e fix un minut până pleacă! Fuge-i, grijă! Să nu te lipești în scoci! Am ascunzătoarea perfectă! Acum să mă poziționez și eu! Pun și mărușa asta. Gata! Aici n-am intrat. Ce? Cât scoci! Aici trebuie să ascundă mama, deoarece ea era cu verde. Oare în care ascunzătoare este? Încep de aici. Una. Două. Trei. Patru. Oh-oh. Acum m-am observat. Am vrut să-mi vadă cacane, nu glumă. Mami, mami. Mă pricep. E cineva după ușă? No. Și gata. Acum să caut. Ce s-a auzit? În acela ai spus pe cineva? Să vedem. Frate, frate, știu că te ascunzi aici. Ești de aici! Nu e nimeni? Cealaltă mașină de spălat, adică uscătorul. Ce ăsta e uscătorul? Ai mașină de spălat. Dacă nu pun eu la spălat, habar n-am. Și la coș! Ciubita aia este acoperită? Mă, mi s-a ascuns în canalizare? Iarăși nimeni! Trebuie să strâng! Și niciun indiciu! Mi s-a lipit de mână, dacă îmi puteam mână, eram toată verde. Aici acum, în pariu, credula! A vrut să mă duc în eroare până acum! Ha, ha, ha. Nimic! Aici n-are cum să încapă! Aici! Nici aici nu e! Of!
Poate e în WC-ul ca pisica aia celebră care stă în WC-ul. Pe bune! Mami, ies! Se pare că nu e aici. Wow, nu e nimeni! Ah, în cad acum! Oare mă ține? Și mă ține!